Stop! Deci, chiar am avut noroc până acum, sper și de acum încolo. Andreea! Ionuț! Mamă, mamă! Elena! Ho-ho! Am zis că stă bine acolo. 232.500. Elena, doamna avocat, s-a chinuit, a adunat banii ăștia. Tu așa, tiptil, tiptil, la nimereală. Cine șmecher și muncește are tot ce vrea. Cine șmecher și piulește, are tot așa. Hai să vedem bătălia între cine-i șmecher și cine-i șmecher și. Să vedem dacă mai ține. Elena, am o întrebare pentru amândoi. Cine răspunde primul corect, ia 232.500 și se poate duce cu banii ăștia în runda finală unde îi poate câștiga. Atenție, eu citesc întrebarea, după ce o citesc apăs pe un buton. După ce apăs eu pe buton, începeți voi. Dacă Elena nu răspunde și tu răspunzi, câștigă. Mă rog. Dacă e viceversa, deci cine răspunde corect se duce mai departe. Și care nu pleacă după Andreea. Nu sună rău nici varianta. Ionuț, Elena, ready? Pentru 232.500 de lei. Atenție, dacă nu răspunde nimeni, întâietate o are campioana, Elena. Doamna avocat Elena, domnule vlogger Ionuț. Ionuț Ghiță. E bătălie pentru 232.500. Cine a scris o serie de comedii în care personajul principal este Coana Chirița? Prima a apăsat Elena. Coana Chirița, o serie de comedii, personajul principal. Cine a scris despre Coana Chirița? Ilie Caragiale. Alexandru Arnuș. Ce ai zis, Ionuț? N-am zis nimic. Ai zis ceva? Nu, ai zis ceva? Ai zis ceva? Știu ceva, dar nu știu, nu sunt sigur. Dar nu cred că e Caragiale. Pentru 232.500, Coana Chirița. Despre Coana Chirița a scris... Alexandrii! Incredibil! Vasile Alexandrii, Dumnezeule! Vasile Alexandrii a scris despre Coana Chirița. Știam ceva, dar nu eram sigur. Dar am știut că nu este... E clona vieții emisiunea asta. Dacă tăceai, filozof... Mă simt ca vagabond. Incredibil. Doamna și vagabondul. Incredibil. Avem un nou campion. Elena. Mai bine nu ai fi apăsat. Dacă nu ai fi apăsat, l-ai fi lăsat pe el și nu știa. Și tu aveai întâietate. Și tu aveai întâietate. Mulțumesc, Elena. Dar nu am. E copia vieții. Emisiunea asta e o copia vieții. Ia uite-l. Doamna a plecat. A rămas Ionuț. Vagabond. Incredibil. Incredibil. Să rămână bun venit. Roa? Roa, da. Roa? Da. Ce nume frumos. Da. Mă cheamă Oana Răduca și Răduca Oana. Oana Răduca, da. Răduca Oana. Îmi place să zic că vine de la Roa Lertună. Că mă întreabă toată lumea. Să rămână și bine ai Bună venit. Bună ziua și bine v-am găsit. Ce faci? Cu ce te ocupi? Nu mai ajungeam odată. Cu ce Ai, să gata, mă ocup? am ajuns, suntem pregătiți. Ce faci? Cu ce te ocupi? Eu sunt make-up artist. Da, machiez. Văd că ai master în turism și în economie. Da. Ai master în economie, da, și ești make-up artist, adică da. Faci machiaj. Exact, da. Asta este pasiunea mea, care între timp a devenit și meseria de bază, da. Da. Masterul ăsta în economie l-ai aruncat la, nu?
gata, s-a dus. Ca și... L-am cam aruncat, da. Bine, mai avem așa niște mici afaceri de familie unde mă mai ajută. Îmi place asta că spui că îți trăiești clipa vieții, că viața da. E, da? Da. Și asta am realizat că trebuie să fac în momentul în care tatăl meu a decedat. Atunci am avut așa o perioadă mai grea, dar după care am realizat că... Atunci ți-ai dat seama că viața e o boală mortală transmisibilă exact. Sexual. Mm. Știi? Asta e viața. Corect? Da, e corect. Boală mortală și se transmite... Așa o dobândim, corect. Așa o dobândim. Încep. Ascultă-mă. Domeniu. Sare. Sare și piper. Sare deocamdată. Ce vrem să transmitem atunci când spunem despre cineva că pune sare pe rană? Vrem să zicem că are grijă de un bolnav sau că agravează o situație? A pune sare pe rană. Ce e expresia asta? Agravează o situație. Agravează o situație. Da, ustră foarte tare. Nu e mare brânză, corect. Agravează o situație. Rămânem la domeniul ăsta interesant, sare. Dacă vrei să ajungi la Salina Târgu Ocna, ai fost vreodată acolo, Salina Târgu Ocna? Mă rog, dacă vrei să ajungi acolo, trebuie să fii sigură că GPS-ul te va duce în județul, în Gorj sau în Bacău. Târgu Ocna. E o salină celebră în România. Deci am fost și nu mai știu. Ai fost la Salina la Târgu... Dar încotro te-ai dus? Te-ai dus spre Bacău? Adică te-ai dus așa... Nu, cred... Nu, Gorj. Când... Ai plecat spre Gorj sau spre Bacău? Mai ții minte? Cu mașina te-ai dus? Cu mașina ai fost sau cu trenul? Nu, Bacău. A? Nu mai știu. Bacău. Salina asta, Târgu Ocna. În 5 secunde te las să te hotărești. În 4 secunde, în 3. Salina asta, Târgu Ocna, e la Bacău sau la Gorj? Gorj. Nu, gata, Bacău, ultima variantă. Bacău. Bacău. Rua! La Moldoveni. Bacău. E la Bacău! Oh, Doamne, corect! E la Bacău! Atenție! Wow. Mai sunt trei minute. Nu-mi zic că e tremură, da? Da, am emoții. Fii atentă. 3 minute. În 3 minute putem să-l doborâm pe Ionuț, care ai văzut tiptil, avocat, a adunat toți banii, 232.500. Ia-i banii. Uite-l cum stă și așteaptă. Încep? 3 minute. Roa, încep, da? Din clipa asta avem 3 minute ca să-l doborâm. Ce reacție a avut împăratul din povestea lui Ispirescu după ce fiica i-a spus că-l iubește ca sarea în bucate? Împăratul a gonit-o din împărăție sau a trimis-o la bucătărie? A gonit-o din împărăție. Ca sarea... Asta e, ca sarea din bucate. Avem 3, perfect. Mai avem 2 minute, 45 de secunde. Hai că putem, Roa. L-opresc. Alege. Hai să ne grăbim. Hai să ne grăbim. În timpul ăsta... Putem să-l doborâm. Piazarea! Haideți că suntem contra cronometru. Nu mai mergem acolo, stăm aici să mai ziceți întrebarea. Gata, ziceți întrebarea. Ascultă-mă aici. În 1983, în Dallas... 63, nu contează. În 1963, în Dallas, a avut loc un atentat în urma căruia a murit președintele Statelor Unite al Americii. Cum a murit JFK? Cum a murit Kennedy? Împușcat. Cum? Împușcat. Împușcat! Corect! Împușcat! Bravo! Merge, ai scăpat! Hai cu întrebări! Nu mai are pe un să iasă piazarea... Domeniu, ascultă-mă. Mulțumesc, Piazărea, mulțumim mult de tot. Prin Carpați, fii atent, în ce mult se află complexul karstic Cetățile Ponorului? În Bucești sau în munții Bihor? În Bihor. Da. Cetățile Ponorului sunt în Bihor. Hai că mai avem timp, un minut jumătate. În ce țară trebuie să mergem dacă vrem să schiem la Innsbruck? Austria. Sau Elveția? Austria. Innsbruck e în Austria, bravo. A treia. Ce munți ating 2509 metri în vârful Peleaga? Rodney. S-au retezat. Munții Rodney. Rodney. Nu! Ultima, cea mai importantă, Nora, dacă se termină totul. În ce munți se află capitala statului dac Sarmizege Tuza Regia? În Semenic sau în munții Oreștiei? Semenic. Turmezi. Hai, Răzvane, Roa, pare rău, stai lângă mine aici.
Alături de cine a luptat Che Guevara? Alături de Fidel Castro sau de Marx? De Fidel Castro. Fidel Castro. Corect. Corect. Bun. Încă una. Mai avem 40 de secunde. Împotriva cui luptau revoluționari americani care își proclamau independența la 4 iulie 1776? Împotriva englezilor sau împotriva francezilor? Împotriva englezilor. Englezilor. Bravo, Răzvane. Avem timp. În timpul cărui război a izbucnit Revoluția Bolșevică din octombrie? În războiul Crimeei sau în timpul primului război mondial? În timpul primului război mondial. Omule, așa e, în timpul primului război mondial. Cu Dumnezeu înainte, îl opresc. Răzvane, îl opresc? Alege, alege. Ăsta? Da. L-am luat! Wow. Să-i mulțumesc, Roe. Oana, da? Oana, da. Roa, Oana, mulțumesc! Mulțumesc și eu! Mă bucur să te văd, Răzvan. Și pe mine. Fo, Doamne, Doamne, aici e totul sau nimic. Ce faci? Cu ce te ocupi, omule? Sunt economist. Am fost sportiv. Ce ai făcut? În not. În not. Campion? Da, campion național la junior mici. În ce an? În 1978. 78? Da. ...232.500 are Ionuț. Răzvane. Te salvează orice altceva, dar nu banii. Un duel ar fi extraordinar și s-a întâmplat de multe ori. S-a întâmplat de multe ori să avem pe ultima sută de metri duelul. Răzvane. Ăsta, Ionuț, puștiu ăsta, tiptil... A nimerit-o, a luat banii avocatei. Hai să te văd pe tine, Răzvane. Treizeci de mii de lei. Wow! Era bun un duel, așa-i? Era singura șansă, de fapt. Da, e foarte ok dacă... Mi-a plăcut de el. Da? Da, mi-a plăcut. Păi să-l vedem în runda finală, unde jucăm cu 232.500, da, Răzvan. Mulțumesc. Că puțin. N-a ținut de mine până la toată. Corect. N-a ținut de mine. Excelente răspunsul la domeniul ăsta, Revoluție. Mersi. Mulțumesc, Răzvane.